În cadrul unei ședințe extraordinare, consilierii locali au vizat bugetul de circa 35,5 milioane de euro aferent proiectului de candidatură al Iașului la titlul de capitală culturală europeană. Aproximativ o treime din această sumă va proveni din bugetul local al municipiului Iași, iar restul banilor vor veni de la Uniunea Europeană, Guvernul României, Consiliul Județean și diversi sponsori. E și normal ca cea mai mare sumă să fie de la bugetul local, pentru că este proiectul orașului nostru și noi trebuie să-l susținem. Celelalte sume sunt sume prevăzute a fi aduse către orașele candidat în maniera în care ele își vor susține candidatura într-un mod echidistant din partea Guvernului României, astfel că după ce se va termina perioada de selecție și câștigarea acestui concurs, sigur, sumele vor putea deveni altele, probabil și din partea Guvernului României. În alcătuirea bugetului pentru susținerea financiară în perioada 2017-2022, cei din primărie s-au inspirat după cel alcătuit pentru municipiul Cluj-Napoca. Cu toate acestea, mai mulți consilieri nu au fost de acord cu varianta actuală a bugetului, susținând că este unul nerealist. Mai mult, liderul consilierilor PNL, Marius Dangă, susține că cei 10 milioane de euro ce vor veni de la guvern sunt prea puțini. Și asta arată cât de important este pentru guvernul actual Iașu, și mai ales cât de important, cât de puternici sunt liderii actuali ai PSD pentru vis-a-vis de București. Eu am atras atenția în același timp că aceste angajamente nici măcar nu sunt ferme. Inclusiv din referat, aflăm că ele sunt transmise niște acorduri pe e-mail, că de la Consiliul Județean e o adresă, dar nu este o hotărâre de Consiliul Județean. Asta pun în pericol dosarul candidaturii. Marius Dangă a cerut executivului amânarea cu o zi a supunerii la vot a proiectului menționat pentru ca acesta să fie reevaluat. Propunerea lui Dangă a fost respinsă, iar executivul a cerut consilierilor să voteze. Proiectul a primit 16 voturi pentru și 4 abțineri.